La Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva se derulează în aceste zile activitatea de fotogrametrie a unor obiecte aflate în patrimoniul instituției, realizată de către specialiști americani de la Arheotech, sub coordonarea arheologului William Henry. Colaborarea între Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Arheotech a început cu timp în urmă pe șantierul arheologic Rapoltu Mare, Vila Romana, specialiștii americani fiind impresionați de bogăția arheologică a județului Hunedoara. From an archaeological point of view, Hunedoara County is one of the richest counties, at least in Romania, but also throughout Europe. Very few counties have two capitals in the county, much less in the country, of the Roman world. Here, on our particular site at Rapolt, we have a very rich site, a Roman villa that dates early from the time of the conquest by Trajan. And we find a lot of nice things, but the museum collaborates with us, and we find a lot of nice things that help us to elaborate the local history here very nicely. Fotogrametria este un procedeu prin care, cu ajutorul tehnologiei moderne, vizitatorii muzeului au un acces mult mai ușor la artefacte, putând să le vadă în totalitatea lor, chiar și pe cele care nu sunt prezentate în expoziții. Practic, prin această metodă, muzeul din Deva se alătură trendului internațional din acest domeniu. În primul rând, fac ceea ce se numește fotogrametrie, adică este punerea în valoare în spațiu a unui obiect. Așa s-ar traduce sau s-ar explica prin cuvinte de dicționar acest termen, dar concret ceea ce fac ei, deci probabil ați și văzut, fac fotografii multe, constante a unui obiect pe care îl transformă într-un soft și îl creează 3D. Astfel publicul, accesând această informație, poate vedea un artefact care, chiar dacă este imobil, îl poate vedea pe toate suprafețele lui și să obțină mult mai multe informații, iar prin această metodă se pot vedea și detalii ale obiectului care sunt foarte greu sesizabile cu ochiul liber. Fotogrametria obiectelor din patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva a început din 2021, iar în acest an operațiunea va fi finalizată. We are in American Archaeological Field School. Our first initial years in Romania, we were working in Rapoltu Mare on a Roman villa excavation. Last year, we came to the museum and we began a collaboration where we started a project where we digitized most of the treasures found in the lapidarium. Now, this year, we continue that collaboration by digitizing some of the treasures that are within the warehouse and the exhibitions of the museum. Anul acesta vor fi fotografiate și apoi transformate în reprezentări 3D mai multe artefacte aflate în colecțiile și expozițiile MCDR, scopul final fiind crearea unui muzeu virtual, o noțiune actuală ce răspunde necesităților spațiale și temporale, dar este și un sprijin în promovarea patrimoniului cultural. În cadrul unor muzee virtuale, obiectele pot fi manevrate cu ușurință, pot fi observate detalii ale acestora, intrând practic în structura lor internă, fapt ce ajută la cunoașterea în detalii a artefactelor. Este, din punctul nostru de vedere și cred că nu numai din al nostru, o realizare foarte importantă pentru muzeu. Muzeul din Deva, după cum se știe, are o colecție impresionantă de artefacte pe care nu le putem expune în totalitate publicului și, cum spunea și Will, sunt practic două motive pentru care se face această digitalizare, pentru a permite publicului să aibă un acces cât mai mare din punctul ca informații la artefactele muzeului, iar pe de altă parte, pandemia ne-a învățat că trebuie să ne bazăm pe tehnologie. Asta este. Și atunci tot mai multă lume va avea acces mai mare în era tehnologiei la informațiile puse prin intermediul artefactelor. Este, dacă vreți, ca o concluzie, este practic o înscriere a muzeului în ceea ce înseamnă trendul muzeistic european și internațional, adică să ne adaptăm la ceea ce înseamnă timpurile de astăzi, unde tehnologia practic ne este la îndemână.
Pentru început este vorba despre o primă cameră a acestui muzeu virtual, având ca temă reprezentarea corpului uman în diferite perioade de timp, unde vor fi expuse digital 3D obiecte ce redau anatomia umană provenite din cercetări arheologice. Vineri 10 iunie, la ora 17, în sala șemineului a Palatului Magna Curia, William Henry și studenții săi vă vor prezenta public rezultatele obținute prin reprezentări grafice și digitale.